Amin. Binecuvântează să vă purtați de mii de ori și să facă ca binecuvântarea Lui să inunde puterea aceasta, mamă. Slavă Lui. Amin. O cu totul adevărat și vrednic de primit este cuvântul care zice privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, s-o dau fiecăruia, dar tu veghează, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Voi mai veni odată, cuvântul Lui ne spune, voi mai veni la tine, fățarnică lume, dar nu mai urc pe o cruce ca și un muritor, să-ți fac ție scăpare din veșnicul tutor. O, nu! Nu voi mai veni la ușa ta să-ți bat. De atâtea ori ți-am cerut loc și tot m-ai amânat. Cerul l-am părăsit și m-a făcut un slab al tău, ca din nou să te fac și pe tine un fiu al lui Dumnezeu. Am venit ca să dau pâine și semne și minuni mari ți-am arătat. Dar totuși când am fost pe o cruce, tu fere și oțet mi-ai dat. Voi mai veni odată, bucură-te poporul meu, că locul ți l-am pregătit chiar sus în cer la tatăl meu. Zorile de la s-a privit, tu rabdă, rabdă poporul meu, că-și numai cu tine voi fi până la sfârșit. Și am venit din ceruri, de la Tatăl meu cel Sfânt, ca să te fac pe tine să fii tu astăzi fericit. Am lăsat pe îngeri bucurie mare în cer și am venit aici în lume să sufăr mari dureri. Am lăsat și tronul meu cel strălucit și am venit aici în lume și m-a schinuit. Picioarele mele au fost pironate, iar din trupul meu s-a vărsat mult sânge. Mâinile mele întinse pe cruce, sutașul în coastă cu surița mă împunge. Chinuit, chinuit pe o cruce și fiindu-mi sete, voi, oțet și cu fere, mi-ați dat pe burete. Iar ca ta peteasma templului în două s-a rupt. Cerul de-a mea jale în doliu s-a făcut. Chinuri, dureri multe, răbdat am pentru tine. Spune-mi tu, drag suflet, ce faci azi pentru mine? Nici a ta viață nu vrei să ne-o dai, odată cu mine în rai. O, va veni ziua odată când și tu vei bate să te lasă mântrina mea cetate. Atunci eu cu mânie te voi arunca. Du-te, du-te de la mine acum, slugărea. Du-te în focul veșnic unde să muncești cu toți acei oameni dar nu se pocăiesc. Pe suflete dragă, astăzi cât mai trăiești, grăbește la Domnul să te mântuiești, că de nu vine azi rău să-ți pară, pentru că n-ai ascultat. Te vei trezi odată afară și în focul veșnic aruncat. Eu te îndemn, amicul meu, că ai iertare când ești viu. Azi, când auzi cuvântul său, mâine, se poate, e târziu.